Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vreau în primul rând să citesc un mesaj venit din partea familiei Mihai. Nu mai pot să mai spun din partea unui telespectator, pentru că sunt deja prietenii noștri și nelipsiți cu mesajele în emisiunile Campus TV. Felicitări! Pot spune că este o ediție specială, având în emisiune pe distinsa doamnă Tarău, pe care o divinizăm prin tot ce face. Buzoienii o iubesc și îi mulțumim. Semnează familia Mihai și noi vă mulțumim pentru cuvintele frumoase și adevărate, de ce să nu spunem, pentru că doamna Tarău a demonstrat faptul că n-a luptat, nu știu, ați luptat vreodată pentru drepturile noastre, doamna Tarău? Nu, niciodată, dar nici nu știu dacă am eu vreun drept. Ce drept să am eu? Nu cred. Dacă nouă ne-a dat Dumnezeu ochi să vedem, urechi să auzim, voce, picioare să mergem, să cu mâini pe care le folosesc, de ce puțin să mai creier cât să-l folosesc, eu zic că sau îmi punem o întrebare, de fapt, ce e o viață de om? Un amestec de încercări, de înfrângeri, de iubiri, de amăgiri, de teamă, de întrebări. Stau poate 5 minute seara așa și mă gândesc ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Îmi fac un plan scurt pentru a doua zi, mă rog la Dumnezeu să-l împlinească și pot să spun că de câțiva ani de zile, 10, 15 ani, eu nu mai trăiesc pentru mine, eu trăiesc pentru ei, pentru că fericirea mea vine de la ei. Doar când îi văd că îmi postează pe acum mai nou, e rețeaua de socializare, Facebook-ul, când îi văd pe acești tineri surzi care lucrează în lipsa mea, singur la asociație, și mi-arată pe Facebook: e bună așa, doamna? E bine așa, doamna? Păi ce poate să fie mai mult decât atât? Câte instituții ar putea funcționa fără un director? Asociația funcționează. Și mulțumesc la două doamne, Mihaela Botiță și Elena Comănescu, care una, două zile, comunică cu copiii, merg și le dau modele, îi ajută, îi sprijină, sau dacă vin persoane care vorbesc, sunt acolo. Deci sunt două doamne minunate, Elena Comănescu și Mihaela Botiță, care sunt două bune prietene ale surzilor și interpret în limbaj mimico-gestual. Avem pe cineva în telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm, doamnă! Mă numesc Leon cu Elena. Bună seara! Bună seara! Și ne bucurăm să vă auzim! Bună seara, doamna Vleoncu! Am văzut că v-a sunat pe telefonul mobil. Da. Păi, de două luni n-am putut să mă am legătura cu nimeni. Am avut situații grave în familie cu sănătatea și de acum sperăm că peste o săptămână, două, să reluăm din nou activitățile. Știți că eu mă ocup cu terapia ocupațională, vroiam să organizăm ceva, sperăm ca pe parcurs să organizăm și să ducem o luptă împreună pentru tot binele persoanelor cu dizabilități. Vă mulțumim tare mult, iar sprijinul dumneavoastră este de un real folos în condițiile în care, așa cum spuneam, din păcate mai sunt și oameni care se fac că fac. Dumneavoastră alături de doamna Tarău și poate, nu știu, câțiva oameni pe care îi putem număra pe degetele de la o mână, sunteți oamenii care într-adevăr face și știți ce înseamnă durerea unui om care este un pic altfel decât noi ceilalți. Da, păi eu vreau să fac ceva pentru 1 octombrie, dar s-a întâmplat niște probleme grave care n-am putut. Pot să ajung la Consiliul Județean să ne sprijine cu niște panouri pentru tot ceea ce trebuie să facem noi din punct de vedere cultural, din punct de vedere etnografic, că vreau să facem o expoziție de etnografie și de pictură și de tot cu toate asociațiile din Buzău. Și cu surdomuții, și cu ridică-te și umbră, și cu nevăzătorii, cu toți. Și să organizăm în așa fel încât să cineva să primească și trofeul, fiindcă cei de la Piatra Neamț lucrează foarte frumos, ai mei lucrează foarte frumos și sperăm să fim ceva la înălțime Buzău. Eu vreau ca Buzău să fie pe primul loc pe țară. Așa ar trebui să fie. Tuturor. Așa ar trebui să fie. Vă doresc multă sănătate și dumneavoastră și familiei, doamna Vleoncu, și puteți să
reveniți cu telefonul sau o să vă sun eu după emisiune să stabilim și alte detalii. Vă doresc multă sănătate. Sănătate multă. Vă doresc succes. Mulțumim frumos. Mulțumim și noi. Sănătate multă vă dorim din tot sufletul, pentru că avem nevoie de oameni ca dumneavoastră, iar în ceea ce privește sprijinul din partea Consiliului Județean, cred că nu o să fie absolut nicio problemă, pentru că nu știu să fie apelat cineva cu astfel de situații. Eu vreau să-i propun altceva, Mirela, și o spun public acum. Doamna Blâncu are o experiență, are o vârstă, mulți copii, mulți tineri au ce învăța de la dânsa, este o persoană care coase, care croșetează cu o mână și pentru mine a fost un model. Deci nu pot să am decât cuvinte mărețe pentru o persoană care a învins dizabilitatea și dacă doamna Blâncu vrea ca Buzău să fie pe primul loc, eu sunt convinsă că parlamentarii noștri ne vor susține ca să avem o expoziție la nivel național, la Camera Deputaților, la Parlamentul României, acolo unde mergem noi, de ani de zile, și cred că ceea ce doamna Vlâncu are de prezentat poate fi acolo expus. Pentru că primul loc din țară nu îl poți vedea la Buzău. Trebuie să organizăm o expoziție la nivel național, pentru că am văzut foarte multe expoziții și de pictură și de multe obiecte care se lucrează de persoane cu dizabilități. Sigur că vor fi de acord cei de la Camera Deputaților, anticipez, deci niciodată nu ne-au refuzat, niciodată, da, absolut ideea niciodată. Ideea este una fantastică. Și pentru că acolo trebuie dus numele de Buzău. Am să o spun acum și nu vreau să sune laudă. Când doamna director care se ocupă de plenul Camerei Deputaților mi-a spus, a, dumneavoastră din asociațiile alea ați reușit să ajungeți să traduceți știrile, eu n-am știut că nici sunt două, nici când sunt nouă, nici când sunt zece, cine mai este acolo. Și spune așa în glumă, zice, cred că și pe Titanic a fost o buzoiancă. Sigur că m-a făcut să râd, m-a făcut să gândesc pozitiv. Este adevărat că n-aș vrea în această seară, cred că nu s-a început campania și nu vreau să fac campanie la nimeni. Nu, n-a început campania. Și să știi că mă rețin să dau nume, pentru că dacă oameni dintre buzoienii noștri care sunt parlamentari ne îmbrățișează pe holurile Camerei Deputaților și nu le este rușine cu noi și spun, e buzoiancă de-a mea și are sufletul cât trei sferturi din parlamentarii de aici, păi n-ai cum să nu respecti omul ăla. Deci eu nu pot, pentru că am spus-o mai devreme, numai în echipă, indiferent că ești politician, indiferent că ești director într-o instituție, indiferent că reprezinți societatea civilă, eu am învățat de la doamna Berți, a fost subsecretar de stat, n-a fost ministru, la Ministerul Muncii, deci Teodora Berți, era în anul 2007, mi-aduc bine aminte. Și mi-a spus, draga mea, tu ai un cap extraordinar și gândești foarte, deci țin bine minte ce mi-a spus și spun public. Ai un cap extraordinar. Ține minte, asistența socială nu se face cu mitraliera. De la momentul ăla eu am început să cedez. A fost primul an... Și să îmbrățișați diplomația. Exact. A fost primul an când 17 tineri surzi cu deficiențe auditive din România au stat la Hotel Europa în Eforie Nord 9 zile cu mamă, cu tată, când au primit câte un sistem din ăsta audio, de, nu știu cum se numesc astea, zi, care poți să vezi și filmele, el poți să asculti. Așa, deci era la momentul ăla vreo 200 de euro, deci fiecare a primit. Bine, dacă era într-o familie, a primit familia, n-a primit fiecare, dar cred că au fost 6, 7, 8, 9, nu mai știu câte au fost DVD-uri sau cum se numesc astea, habar n-am, nu mă pricep la partea asta de muzică, mă pricep la multe, dar asta nu mă pricep și unde nu mă pricep spun. Și asta s-a întâmplat în vară și în iarnă am fost la Poiana Brașov. Cred că tot 7 sau 8 zile, nu mai mi-aduc, oricum mult. Ei, de la momentul ăla 2007 au început să schimbe multe lucruri. Așa cum spunea doamna Iustina Radu, da, asociația a fost verificată și poara verificată în 5 luni de 3 ori, deși în procesele verbale scria clar, nu se impun măsuri. Comisiile erau altele care verificau documentele. La un moment dat am ajuns chiar la secretarul de stat și am spus asta, mie mi se pare că este hărțuire. Nu știu, deschid ușa și pot intra și fără mine când aud impactul social. Da, la Buzău acum putem vorbi că din 130 de oameni care au parcurs acest curs de limbaj mimico-gestual,
Poate 30 mai uită că nu-l folosesc, dar vă mărturisesc eu, 100 de oameni știu să întrebe sau să spună bună ziua, mulțumesc, te rog frumos, dă-mi buletinul tău să mă uit să văd numele tău, îl întreabă, știi să scrii, deci vă spun sincer, peste 100 de oameni pot comunica și asta este o mândrie, că vorbeam mai devreme puțin de oameni care au lucrat în asociație și au făcut voluntariat, cine nu o cunoaște pe Mihaela Botiță? E un simplu profesor la Liceul pentru Deficiențe de Auz. Da, e un profesor implicat. E un profesor chiar dacă în această seară îi atrag poate niște dușmani sau niște oameni răi împotriva ei, dar este un om care a ridicat talente în dansul popular și modern prin Palatul Copiilor. Este un om care traduce oricând și oriunde este nevoie gratuit în limbajul semnelor pentru surzi. Mai este și Ana Maria, care cred că este însărcinată și trebuie să nască. Mai este și Mariana Hâncu, care are copil. Adică sunt și oameni de calitate care fac lucruri de calitate de ani de zile. De ani. Și o spun public pentru că este normal ca la un moment dat să le oferim un loc care este al lor. Sunt oameni care o fac gratuit, care nu o fac contracost și le vezi zâmbetul tot timpul zâmbind. Un om când zâmbește la un surd, deja i-a câștigat încrederea. Corect, așa este și am spus-o de foarte multe ori aici. Trăiesc în izolarea lor, în lumea lor, în scepticismul lor, pentru că au ajuns să nu mai aibă încredere chiar în oricine și e păcat dacă cu un zâmbet poți să le deschizi portița aceea pe care ei au închis-o pentru lumea din jur, ar fi păcat să n-o faci. Nu vreau să terminăm, vorbeam de Melissa, pentru că ai început tu. Da, asta vreau să vă întreb. Nu vreau să încheiem emisiunea din această seară până nu îmi spuneți ce mai e pe la dumneavoastră pe acasă și cine mai e pe la dumneavoastră pe acasă. Elena, pentru că... deci Elena este copilul de la clasa 5-a de la Liceul pentru Deficienți de Auz. Elena la clasa 5-a și vreau să-i mulțumesc în această seară domnului Bratoțin, cu care am o legătură foarte bună și la clasa 4-a, fiind profesor, învățător, educator la clasă. Și celor care au lucrat cu ea, nu-i cunosc pe toți, dar cu domnul Bratoțin, pentru că a fost și de la 1-4 și a rămas și la clasa 5-a după amiază, fiind după amiază. Dimineața nu pot să sun fiecare profesor, dar după amiază am o legătură foarte bună și astăzi chiar l-am sunat să îi mărturisesc că am văzut un scurt timp de când a început școala un progres la Elena. Elena fiind clasa 5-a, deci dacă un copil la clasa 5-a ar face, un copil instituționalizat, ar face ce face Elena dimineață, singură se spală, singură își pregătește mâncarea, singură se îmbracă și pleacă la școală. Nu o trezește nimeni, ea singură. Deci mi-aș dori să văd copiii care au familii și sunt instituționalizați, unde statul alocă sume exorbitante de bani, că se descurcă atât de bine. Că se descurcă cu atât cât are Elena pe lună. Elena are 16 lei sau 14, nu știu, 14-16 lei pe zi de hrană de la Consiliul Județean. 9 lei plătim mâncarea la prânz și restul de 6 lei sau de 7 lei, nu știu cât, îi rămân pentru dimineața și seara. Și mai are o alocație de 200 de lei, fiind externă. Deci, faceți un calcul. Diferența de la 200 de lei și 38 de lei indemnizația de handicap, 39 de lei indemnizația de handicap, 39 de lei. Deci un leu, 1,1 sau 1,2 lei pe zi. Se îmbracă pe un an de zile. Eu aș vrea ca, de fapt am și promis, și pun o paranteză aici, am promis Consiliul Județean ca să vin cu un proiect, să-mi dea 20 de copii din școală, 20 eu, cu 200 de lei pe lună și să le demonstrez ce se poate realiza cu 20 de copii, iau 3 clase. Am curajul cu 200 de lei și atunci să vedem de ce trebuie să investim 3.000 de lei pe lună când cu 200 de lei un copil știe să se spele singur, știe să-și spele singur șosetele și chiloții, știe să spele la mașina de spălat, știe să-și încălzească un lapte la un cuptor cu microunde, știe să-și facă un sandwich, știe să îmbrace, știe că merge la școală. E atât de simplu, vine seara de la școală, același lucru se întâmplă. Și atunci am de conta doar hrana de prânz, catering, cum sunt și în alte state europene. Da. Și aici s-ar face o economie de buget
extraordinar de mare, chiar dacă unii se supără în această seară pe mine, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că nu mai putem să mai mergem așa, nu se mai poate. Chiar ideea nu se mai este, poate. Da, producem puțin, cheltuim mult. I-ați lua acasă pe toți despre care vorbiți? Nu i-aș lua acasă, aș face un centru, pentru că toată lumea știe că Gheorghișor Costel are o casă, are o casă 1.5 pe 2. Omul ăsta nu o să-mi dea casa nici mie, deși vrea, a vrut să facă lucrul ăsta, nici n-am să iau casa și o spun public, n-am să iau nici casa, n-am să-i o vând, acolo va fi un centru. Gheorghișor Costel este bătrânul pe care îl îngrijiți de mai bine de un an de da, zile. Da, acolo dacă autoritățile locale s-ar implica puțin, eu cred că aș face primul centru european din lumea asta cu 200 de lei per copil, nu cu 3.000 de lei per copil. Da, noi nu putem decât să vă susținem și să fim alături de dumneavoastră în toate proiectele și în toate demersurile pe care le faceți. E adevărat că nu mai faceți asistență socială cu mitraliera, dar lumea să nu uite cu aveți pe umăr. A, nu, că nu declar război. Eu spun atât. Nu cumva să fiu provocată. Că în momentul în care sunt provocată, dau și rest și dau rest pe măsură cât trebuie. Iar provocarea nu poate să facă să fie decât a te îndrepta cu vreo vorbă urâtă sau rea către persoanele cu dizabilitate. Eu vreau să închei misiunea pozitiv în această seară. Vreau să le mulțumesc pentru că doamna Iustina Radu n-a apucat să spună, dar știu de ce m-a nominalizat și m-a luat acolo în Consiliul Național, pentru că eu povestesc la Buzău. Buzău este casa mea, n-am să plec de aici. Am spus că 80% poate că sunt convinsă să plec, dar 20% încă sunt convinsă să rămân aici. Pentru că aici am plâns, aici am suferit, aici m-am bucurat, aici am realizat cele mai frumoase proiecte de nivel național și internațional, fără bani publici, repet, fără bani publici. Aici a fost o echipă frumoasă, poate uneori ne-am plăcut unii pe alții sau alteori ne-am dat replici dure unul altuia, dar Buzăul este, cum spunea doamna Vlioncul, din punctul meu de vedere și al altor parlamentari care ne reprezintă pe noi în Parlament și a multor oameni care au vizitat România din țările europene și au venit, au poposit la noi la Buzău, Buzăul este un oraș care are ce arăta. Mai avem de corectat, mai avem de îmbunătățit, dar putem și putem pentru că fiecare trebuie să lase armele și fiecare trebuie să vadă interesul cu prioritate al persoanei cu dizabilități, al copilului și al adultului, fără discriminare. Nu trebuie să trăiască în sărăcie. Da, asta așa este și mi-aș dori tare mult ca fiecare dintre noi să ajungem să pricepem o dată pentru totdeauna lucrul acesta. Doamna Tarău, mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Cu mult drag am venit, deși repet, nu știu dacă am stat o oră acasă după 5 zile, dar voi răspunde invitațiilor voastre ori de câte ori este nevoie, pentru că sunteți postul de televiziune care a susținut interesele persoanelor cu dizabilități. Și o să facem. Ați criticat când a trebuit sau ați lăudat când a fost cazul? Mulțumesc tare mult! Mulțumim! Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Până atunci, toate cele bune alături de familia dumneavoastră. La revedere!